Salut! Astăzi, după cum vedeți, sunt îmbrăcat puțin mai sobru și nu că am pățit ceva, ci pur și simplu sunt îmbrăcat așa pentru că vom discuta despre un moment sau un element destul de important din evenimentul vostru și anume logodna și cununia religioasă. Și de ce spun foarte important? Pentru că, practic, din acest moment sunteți sau voi faceți un jurământ în fața lui Dumnezeu prin care vă transmiteți dragostea unul altuia. Ok, hai să luăm cu începutul. Foarte important, cum am discutat și la cununia civilă, foarte important este acel timp de rezervă. Luați-vă un timp de rezervă înainte de a ajunge la biserică de 20-30 de minute. De ce vă spun asta? Acel timp de rezervă îl concretizați atât pentru prieteni, rude și invitați care vin și să pregătesc până își parchează mașinile sau eu știu ce mai fac pe acolo, dar și pentru prestatorii de servicii să aibă timp să-și aranjeze accesoriile în biserică, vorbim de blițuri, vorbim de lumini, vorbim de lavaliere pentru preoți, bineînțeles că vreți să se audă totul perfect, vreți să se vadă totul perfect, inclusiv trebuie să luați în calcul că un fotograf și un cameraman la trecerea de la o lumină la alta, adică de afară în interior, trebuie să-și facă anumite setări la camere, anumite reglaje și nu ați vrea să intrați în biserică și încep să-i vedeți pe fotograf sau pe cameraman când începe să umbre repede la setări, să-și aranjeze camera în timp ce voi intrați în biserică. Nu vă grăbiți, așteptați și discutați cu ei când este momentul oportun să intrați în biserică pentru a avea surprinse cele mai frumoase momente din eveniment. Nu uitați acasă și să țineți cont de aspectul ăsta, nu uitați materialele cerute de către biserică, este bine să discutați cu preotul cam ce materiale trebuie să aveți la voi și aici mă refer la, am întâlnit situații în care trebuie să aibă covoare la ei, am întâlnit situații în care trebuie să vină cu pișcoturi, vin și eu știu ce alte elemente necesare desfășurării evenimentului, dar este bine să discutați, este bine să le aveți separat, puse acolo într-o pungă, le aduceți, trimiteți un prieten, bineînțeles că nu trebuie să le aduceți voi ca miri sau ca nași, pentru că arăta destul de ciudat mirele și cu mireasa sau nașul cu mireasa, nașa cu mirele să intre în biserică și mirele să fie cu punga în mână, cu pișcotul vin sau eu știu ce. Am întâlnit și situații de astea și de-aia spun, poate mulți dintre voi o să credeți că glumesc sau fabulez, dar credeți-mă că am avut în cei 20 de ani atâtea experiențe sau atâtea momente plăcute sau penibile, încât credeți-mă că orice se poate întâmpla. De-aia vă recomand, aveți un prieten, el se ocupe de tot ce înseamnă materiale, dați-le lui, el trebuie să ducă acolo, inclusiv certificatul de căsătorie. Acel certificat de căsătorie pe care l-ați obținut de la starea civilă, trebuie să-l aveți obligatoriu la voi, trebuie să-l prezentați la biserică. De ce? Pentru că pe baza lui, cei de la biserică știu și au confirmarea că voi v-ați logodit, v-ați cununat din punct de vedere legal. Da? Pentru că aici sunt două aspecte total diferite. Una este legătura legală prin acte și una este legătura religioasă, sufletească în fața lui Dumnezeu. Sunt aspecte total diferite, dar nu se poate face una fără cealaltă. De aceea vă recomand cu drag ca cineva, tot așa un prieten de-al vostru, să aibă actele la voi și să întrebați înainte, când o să vă întâlniți cu o săptămână înainte cu preotul, să întrebați dacă este necesar ca nașii să aibă acel certificat de botez sau acel certificat de cununie la religioasă, la o biserică ortodoxă. De ce? Pentru că, cel puțin în religia ortodoxă, nașii sunt obligați să fie ortodoxi. La catolicism nu este problema asta, dar în partea religioasă ortodoxă, unul din elementele foarte, foarte importante este ca și nașii să fie de religie ortodoxă. De aia este foarte important și mulți din preoți, mai ales cei care nu vă cunosc, vă cer acel certificat, se obține foarte ușor, nașii merg la locația unde știu ei că au avut cununia religioasă și își obțin un certificat de cununie sau dacă nu mai își aduc aminte sau sunt foarte departe, merg la biserica unde au avut botezul și obțin acel certificat de botez în religia ortodoxă. Nu toți cer lucrul ăsta, dar am întâlnit și situații în care au cerut. Credeți-mă, și ce a fost mai ciudat așa, că nașii n-au putut să fie cei care au
au fost, să zic, nașii de religioși la biserică și a trebuit să pună pal cineva, au fost cavaleri și domnișoare de onoare, pentru că nașii nu erau de religie, erau altă religie și biserica nu a acceptat acest aspect. Nu zic neapărat că este bine sau rău, nu zic neapărat, și asta cred că poate să o spună cel mai bine un preot, dar vă recomand să discutați cu preotul înainte, să discutați și să întrebați de ce acte sunt necesare pentru a vă face vouă evenimentul exact cum vă doriți. Totodată, cum am spus și mereu, nu uitați să zâmbiți, este foarte important, inclusiv la biserică, bineînțeles că nu o să stați să zâmbiți cu gura până la urechi, dar e bine să fiți relaxați, să vadă acea emoție, bineînțeles că la un moment dat o să intervină și emoția spirituală, poate și o lacrimă, nu este absolut deloc rău, chiar pe noi ca și prestatori de servicii ne ajută extraordinar de mult acest element. Nu încercați să ascundeți asta, nu încercați să vă feriți, să puneți mâna, pentru că este normal în momentul în care ajungeți în fața lui Dumnezeu să vărsați și o lacrimă pentru sau de dorul cuiva care, din păcate, nu este lângă voi și care ar fi trebuit să fie acolo lângă voi, dar cum viața nu este cum ne dorim, sunt și situații de astea și de aceea nu încercați să evitați sau să vă ascundeți, lăsați emoția să meargă mai departe, lăsați evenimentul să se desfășoare exact așa cum se întâmplă și nu este cu nimic înjositor sau rău să se vadă o lacrimă sau să se vadă că voi aveți emoții la biserică. Încercați să aveți părinții sau rudele apropiate lângă voi, să nu stea prin spatele bisericii sau, eu știu, tata să iasă afară la o țigară, mama să se ducă în mașină că nu-i place să stea în biserică. Din păcate, chiar dacă nu este de religie ortodoxă, este bine să fie acolo aproape, măcar pentru a vă surprinde și a îi surprinde în eveniment și apare acolo în povestea anunții voastre, mai ales pe partea de filmare și de fotografie. Nu vă recomand să aveți foarte, foarte mulți preoți la biserică. Eu zic că 2-3 preoți este arhisuficient pentru a desfășura această parte destul de importantă din evenimentul vostru. Și de ce spun asta? Dacă voi nu sunteți direct legați spiritual de biserică, și aici mă refer dacă mirele sau nașii sau părinții mirilor nu sunt direct legați de biserică, nu sunt preoți, nu sunt viitor preoți sau nu au partea asta religioasă, nu vă recomand să aveți, nu știu, 10-15 preoți doar pentru simplu fapt că în fața lui Dumnezeu ați avut mulți preoți și credeți voi că o să fiți mai bine legați de spiritual de eveniment. Nu este cazul. Și 1 și 20 vor face exact același lucru, dar trebuie să țineți cont că pe noi, ca prestatori de servicii, cu cât sunt mai mulți, cu atât ne încurcă, odată din punct de vedere a părții video, că nu avem atâtea la valieră să punem la 10-15 preoți și atunci va fi o diferență de sunet, cel aproape sau cel departe de microfon. Bineînțeles că și pe fotograf îl încurcă, că pur și simplu vor fi ca o barieră, ca un zid în fața voastră și tot timpul va trebui să ne ferim de ei, să ne ferim, să trecem peste ei. Nu știu dacă e o chestie foarte, foarte frumoasă. Eu consider că 2-3 preoți este arhisuficient pentru a desfășura acel eveniment. Exact cum am spus mai înainte, dacă nu sunteți direct legați spiritual de biserică. Bineînțeles, dacă mirele va fi viitor preot sau nașii sunt preoți sau atunci discutăm despre altceva, este normal, este și de punct de vedere al momentului, este mult și sunt mult mai apropiați de biserică, dar în general, dacă nu aveți direct implicare, vă recomand să aveți 2-3, este ar fi suficient și garantat că o să iasă exact cum vă doriți voi. Încă un element, și asta am observat că se întâmplă cumva mai încoace, înzorzonarea asta a bisericii sau cumva de a veni cu anumite investiții în tot felul de floricele, tot felul de arcade, tot felul de balonașe și balonele la biserică, care eu de multe ori, credeți-mă, consider că sunt cam inutile. Și vă spun și de ce. Dacă o arcadă, dau un exemplu, este bine făcută și are o lățime de un metru, un metru și un pic, am întâlnit situații în care mireasa pur și simplu nu a încăput prin acea arcadă, a trebuit să o colească, deci vă dați seama că era destul de ciudat să apară în filmare sau în fotografii mireasa cum trece pe lângă, se ferește de arcadă, a dat poate 100-200 de euro
să aibă acea arcadă și de fapt nu a ajutat-o cu absolut nimic, mai tare a încurcat-o. Sau mireasa a intrat în față, trăgea după ea nașul, era o întreagă nebunie, toată lumea cumva se strecura printre florile alea. Dar mai important e că am pățit și situații în care au fost tot felul de arcade și tot felul de aranjamente de flori, floristică, cu vaze și tot felul de chestii din sticlă. Unul din invitați nu a fost atent, a dat peste acea vază, a căzut jos, nu vă spun ce zgomot a fost în biserică, ce nebunie a fost acolo cu apă, cu flori întinse peste tot. Și vă dați seama unde s-au dus costurile finale, cine a trebuit să suporte costurile de curățenie în biserică, pentru că credeți-mă că acolo s-a făcut și mizerie, plus stricăciunile, bineînțeles că tot mirii. Lucru poate nu neapărat dorit de voi, dar n-au avut un control pentru că și-au dorit acele flori și de multe ori vă spun din start că s-ar putea nici măcar să nu fie surprinse în cadre și nu din rea voință că nu vrea fotograful sau cameraman, dar pur și simplu nu le pot surprinde pentru că ele sunt acoperite de invitați, sunt acoperite de diferite obstacole pe care voi pe moment nu le vedeți, dar credeți-mă că așa se întâmplă. Așa că nu investiți inutil în floricele și tot felul de aranjamente dacă știți că nu sunt bine gestionate și nu sunt bine făcute. Totodată, tot vorbim de investiția asta inutilă, am văzut la multe evenimente că își puneau acel covor roșu. Da, arată bine, ne aduce aminte de mari actori că merg pe covorul roșu de la Cannes, dar nu este cazul la biserică. Pentru că acel covor roșu, dacă este pus pe trepte și treptele nu au acele tije special făcute pentru trepte ca să țină covorul în valuri, în momentul în care cineva urcă pe covor, sunt două variante. Unu, dacă el nu este ținut de acele bare, și am văzut la vreo două, trei evenimente în care prestatorii de servicii în aranjamente au venit cu ideea genială de a pune niște bolovani, niște pietre pe scări și vă dați seama cum arăta așa covorul roșu cu niște bolovani de toate formele și toate mărimile ciudate acolo pe... Nici nu puteai, pur și simplu nu puteai să mergi pe covor, că călcai pe bolovan și credeți-mă că toată lumea a început să meargă pe lângă covor și practic a plătit un covor și toată lumea mergea pe lângă, ceea ce era ciudat și a stricat cam tot ce însemna intrare în biserică. Mai rău este în momentul în care nu ai nimic, covorul, datorită faptului că este puțin mai rigid, nu este făcut special pentru acele trepte, se poate întinde și am văzut situația, am avut situația, cred că vreo două mirese, în care pur și simplu s-au împiedicat pe scări. Pentru că au călcat pe covor, covorul a alunecat, mai ales dacă nu era și ud, nu era plouat afară și era destul de uscat și s-a întins. Și mireasa efectiv nu știa cum să meargă, cum să calce pe trepte, să se ferească, să vadă treptele, că practic s-a făcut așa ca o bandă. Așa că vă recomand, dacă știți că nu aveți covor special pentru trepte, mai degrabă nu-l puneți, că mai tare o să vă încurce. Și nu cred că o să vreți să vedeți o situație în care un invitat sau mama, tata, rudă, voi o să cădeți pe scări, vă împiedicați de covor, pentru că unul calcă mai sus, unul mai jos, să face așa ca o pantă și o să cădeți. Nu vă recomand, dacă știți că nu aveți covor, nu e nicio problemă, mai degrabă nu-l puneți, credeți-mă că nu acel covor sau în acel covor să va sta tot evenimentul vostru, dar o să vedeți că mai mult vă încurcă decât vă ajută și banii aia mai degrabă îi gestionați în altceva, nu știu, un invitat surpriză la sală sau poate într-un album sau poate în altceva, în două camere sau poate inclusiv la formație le dați ceva în plus să vă cânte mai o anumite melodii, să nu spunem pentru dedicații. Dar încercați banii să-i gestionați pentru că sunt convins că toți aveți nevoie de bani la final. Sunt convins că nu toți aveți posibilitatea să aruncați așa cu banii stânga și în dreapta. Și elementele astea adunate una câte una, una câte una, la sfârșit să vedeți că să faceți o sumă destul de importantă și practic nesemnificativă din punct de vedere al evenimentului sau chiar poate să vă încurce la final. Așa că să repetăm, pentru logodna și cununia religioasă, vă recomand să aveți actele la voi, atenție foarte mare să aveți actele la voi, să aveți toate accesoriile materiale, vin, pișcolturi și tot ce mai înseamnă. Și aici vorbim inclusiv de acele certificate de botez pentru nași. Să veniți din timp la biserică, 20-30 de minute, să aveți timp să gestionați evenimentul, să zâmbiți, este foarte important să zâmbiți, să fiți voi, să fiți veseli, să aveți părinții lângă voi tot timpul sau rudele apropiate vouă. Încercați să nu vă luați extraordinar de mulți preoți,
eu știu, 2-3 este arhi-suficient, deja de acolo încolo intervine un alt moment sau dacă sunteți foarte, foarte apropiați de biserică, da, atunci e de înțeles. Nu investiți inutil în tot felul de zorzoane, în tot felul de accesorii. Și aici vorbim la baloane, vorbim la tot felul de aranjamente, covoare, și pentru că vă garantez că puteți să ajungeți în situația în care mai mult o să vă încurce decât o să vă ajute. Ok, dacă v-a plăcut, nu faceți altceva decât puteți să puneți întrebări în continuare, poate am fost și am omis din greșeală sau din neatenție anumite aspecte. Dacă aveți întrebări suplimentare sau considerați că nu ați înțeles ceva, nu faceți altceva decât puneți în comentariu și eu o să vă răspund la fiecare separat despre întrebarea și o să vă dau un răspuns la fiecare separat despre ceea ce vă interesează pe voi. Până data viitoare, nu faceți altceva decât dați un subscribe, nu uitați acolo, pentru că doar 5% din urmăritori sunt abonați la canalul meu, restul nu sunt abonați la canalul meu. Acolo un mic subscribe, vă garantez că nu o să vă încurce niciodată, nu o să vă bat la cap toată ziua cu tot felul de chestii inutile. Nu dați mai departe la prieteni, distribuiți, pentru că este foarte important. E o informație gratuită, este o informație reală din evenimente și cred că cei 20 de ani de experiență în servicii foto-video e destul de mare pentru a vă ajuta și pentru a vă veni vouă în sprijin. Nu vă costă nimic. Până data viitoare, când vom discuta despre ce trebuie să facem la restaurant și urmează și ce să facem la o ședință foto, numai bine vă țuc pe toți și aveți grijă de voi!